o bătălie, cel mai ușor e să uiți. După mai multe, e esențial să nu uiți. După ani și ani de războaie câștigate, nu mai poți uita și ți le aduce aminte în fiecare clipă, în fiecare seară și în orice speranță sau rană pe care viața ți le servește tocmai pentru că n-ai uitat. N-ai uitat un deceniu în clasa de lux a fotbalului, nopțile în care te calificai la mondiale, nopțile în care erai de mondiale. La început a fost Italia 90 cu cântecul Gianni Nannini, cu note magice, cu Danemarca fraților Laudrup lăsat acasă, cu RSS-ul învins de lăcă, cu Argentina, campioana lumii pusă la lecții de Hagi și Popescu, de cel care a fost Mișa Klein, de Lung și Balint, de Răducioiu Orsabău. Apoi Belgia și Țara Galilor a lui Gigs au rămas și ele acasă, și Cehoslovacia și a mers în America. A urmat Columbia, pusă la colț, America însăși, descoperită în fața lui Dan Petrescu, Argentina din nou și ultima noapte de dragoste sfârșită crunt în lacrimi și în iarbă cu Suedia. Coupe du Monde în Franța, cântecul lor și amintirea noastră ultimă. Ultimul mondial, așa cum a fost, cu Columbia și cu Anglia, așa cum ei erau. Stelea cu sufletul lui mare, Dan Petrescu, mai bun decât puteam înțelege, Felipe, Ciobi, Gabi Popescu, Gâlcă, turnul de intercepții, Ilie Dumitrescu, Fenta, moldovan, matadorul și Adi Ilie Cobra. Peste tot și toate, ei doi și profesorii lor, Ienei și Ordănescu. Ei doi și amintirea care nu trece, doar ei doi și amintirea care încă surâde. A fost echipa, gena și împotrivirea la destin a celor doi, a lui Hagi și a lui Gică Popescu. Noapte bună, eroilor, noapte bună. Stați liniștiți, vă iubim ca atunci. Chiar dacă s-a terminat, v-am spus, cel mai greu e să uiți.